Aici e zona căpșunilor. Anul acesta le-a plantat. Am avut altele, le-a scos și a replantat dintr-un soi pe care l-avem de câțiva ani. L-a mulțit pe ăla, e un soi remontat. Acum, bineînțeles că nu face căpșuni, cine știe ce aici. Foarte multe, fiind primul an, totuși, a produs destul de bine, sunt mulțumită. Am recoltat ceva de aici. Și după cum am spus în celelalte videoclipuri, am pus lângă căpșuni usturoi pentru protecție contra insectelor dăunătoare și bacteriilor și fungilor, pentru că are proprietăți, așa cum am spus, ca și ceapa, fungicide, bactericide, insecticide. El poate fi folosit atât în soluții bio de stropit plantele, cât și plante companion alături de anumite culturi. Bineînțeles că am fertilizat și cu cenușă zilele trecute, pentru că în faza de coacere, de înflorire și coacere, are nevoie de fosfor și potasiu căpșuna și o putem obține din cenușă. Mai am aici zona asta pe care vreau să vă arăt. A, ce uitam, ceva foarte important. În zona asta am pus trei răsaduri de varză chinezească. Asta este varza chinezească. Am gustat-o, este extrem de crocantă, gustoasă, nouă ne place foarte mult, primită de la abonatul nostru fidel, cu semințe, foarte multe semințe, printre care și varza chinezească. Singura problemă cu asta este dăunători, pentru că e plină de dăunători. La un moment dat am aruncat cu cenușă în speranța că măcar ea și vrut asta să o opresc pentru sămânță, să văd cum face sămânța. Să o obțin măcar pentru vlăstari în fază de răsad, dacă nu am unde să pun varza, pentru că v-am spus spațiu, problemă. Și pentru faptul că atunci când ea crește, este atacată pur și simplu de insectele dăunătoare. Ori noi nu stropim și mâncăm. V-am mai explicat cum anume procedăm noi. Deci nu putem să stropim și să mâncăm. Stropim în faza de creștere la început și pe urmă ne oprim, nu mai stropim. Mă refer la produsele speciale de la fitosanitare. Am dat cu cenușă sâmbătă și azi e luni. Și acum nu mai văd gângăniile alea. Nu le-am mai văzut. Dar totuși frunza, o să încerc să filmez cât mai aproape, frunza este, se vede că e găurită, ah, nu e găurită, e doar cenușa. Ar fi minunat dacă ar supraviețui varza asta în fază de sămânță, ca să văd cum anume produce sămânța. Cu siguranță o vom mai cultiva pentru că ne place la gust, e crocantă, e dulce, nouă ne place. Am mâncat-o sub formă de salată crudă, dar mare parte din ea, din păcate, a trebuit să aruncăm, deci am oprit doar ce mi s-a părut sănătos și restul am aruncat, din păcate, pentru că era plină de gângăni. Cu cenușă, rămâne de văzut dacă arunc mai des cu cenușă, dacă vor mai fi sau nu gânganii. Deocamdată acum văd că nu mai este nicio gânganie prezentă și o să încerc să arunc cât mai des cu cenu. Ah, e jos acolo. O furnică e aia. Totuși, nu mai e cum era până să arunc cu cenușă. Deci, până să arunc cu cenușă era plină de gânganii. Acum arată bine și rămâne de văzut, e sub observație și voi mai arunca cu cenușă ca să mă asigur.
că nu mai sunt gângănii. Și mai am câteva răsaduri de plantat, vreo trei, să văd unde anume le plantez, tot așa pentru observație, pentru că e interesantă varza asta chinezească, spre deosebire de aia germană, care crește sub formă de căpățână. Nu vrem varză sub formă de căpățână, nici românească, nici germană, pentru că aia în căpățână se strâng multe nenorociri și dacă nu stropim, nicio șansă. Asta, în schimb, fiind sub formă de frunze, e mai ușor de observat la dăunători, la felul în care prezintă frunza, și e mai ușor de curățat, cu siguranță. Deci, mai degrabă prefer varza chinezească decât varza oricare ar fi ea, românească, germană sau aia cu căpățână. Nu știu ce e în interiorul căpățânii. A, și aici avem ardei. Ăștia știu ce sunt, că mi-aduc aminte că sunt primii ardei pe care i-am plantat. Aici avem două fire de ardei capia, care au fructificat în faza de răsadă, erau în păhărele, înflorise și fructificase, și m-am văzut obligată să le plantez automat, pentru că nu se putea să obțin fructe într-un păhărel numai micuț. Avea nevoie de plantare rapidă și am plantat înainte de vreme ardei capia. Și după cum puteți observa, chiar dacă i-am plantat legați fiind, rodul a mers în continuare, s-a dezvoltat și nu a fost probleme, pentru că se spune că răsadul ideal este atunci de plantare, momentul plantării răsadurilor de ardei este acela când se observă buchetul floral, dar nu e înflorit. Ei bine, la mine a fost fructificat și, după cum puteți observa, ca și concluzie pe care eu o trag, este faptul că nu pot să iau de bună tot ce scrie la carte. Deci, din punctul meu de vedere, una este teoria și alta este practica. Deci, fructul s-a dezvoltat în continuare. Rămâne de văzut dacă ajunge și la maturitate, dar ele, răsadurile, ca și moment al plantării, vedeți, înainte de vreme, mă refer la temperatură, erau temperaturi scăzute, iar momentul plantării a fost mai târziu decât cel indicat, adică fructul deja format. Bun, rămâne aici, e interesantă zona. Lângă usturoi, ștevie, pe care nu o arunc, pentru că eu fac ciorbă din ea. Și aici avem crăițele, care eu le-am folosit în toată grădina și sera ca și siderate, pentru că ele au proprietate insecticidă, fungicidă, bactericidă. Și le-am considerat plante importante pentru dezinfectarea solului. Le-am lăsat, în mare parte am scos, am replantat răsaduri. Spre exemplu, ăsta, el e mare așa, o să-l scot și îl plantez în altă parte pentru albinuțe, ca să aibă până târziu flori să recolteze polenul. Și da, o să revin asupra acestui aspect cu sideratele și cu îmbunătățirea solului, cu lucrurile astea, într-un alt videoclip, căci nu aș vrea să mă lungesc, pentru că iarăși se revoltă lumea, că vorbesc prea mult, mult și prost. Mult și prost. Aici este o zonă specială, dedicată doar recoltării semințelor. Ceapa asta am lăsat-o special pentru semințe. Este ceapa de anul trecut, crescută, replantată în acest scop, pentru a-mi obține semințele, pentru a-mi face propriul arbagic. Așa vreau să fac. Îmi fac propriul arbagic din semințele mele. Și am dedicat spațiul ăsta doar pentru semințe. De asemenea, bineînțeles, gălbenelele le-am lăsat până târziu,
Nu a recoltat, pentru că au venit albinele și au cules permanent. Și le-a lăsat special pentru ele tura asta. Urmând să-mi iau semințele și o să pornească altele pentru... Oricum nu aveam timp să-mi fac alifii sau... Nici nu aveam spațiu special pentru uscarea plantelor. Nu am reușit să facem un astfel de spațiu și... De aceea am preferat să le las lor, albinelor. Tot pentru semințe am plantat aici, în zona asta, și rucola. Rucola am scos-o din seră și am replantat-o aici pentru a-mi obține semințele. Și bine am făcut, pentru că, vedeți, o să înceapă de acum, am florit și ea se dezvoltă în continuare și face aici, în zona asta, semințe, zonă special destinată semințelor. Ceapă. Și ce am mai pus eu, pentru că n-am mai avut spațiu, am pus roșii. Vedeți de ce anume vorbeam. Aceste linguri sunt foarte bune dacă scriem cu creionul. Nu se șterge. Dar dacă scriem cu markerul, se șterge. Știu că aici, astea două, sunt în numărul 22 clasice cherry. Primite de la țărani în urmă cu câțiva ani, de la o persoană drăguță. Ei, n-am avut unde să le pun. Sunt fiind cherry, am zis să le pun în partea asta în care se pun doar cherry, doar roșii micuțe. Nu le-am mai copilit, nu le-am mai făcut nimic, le-am lăsat să crească așa mai natural, cum s-ar spune. Spontan de anul trecut, cartofi pe care i-am lăsat să crească și ei, acolo, aici, toată zona aia, cartofi de anul trecut. O să mergem și pe partea asta ca să vă explic exact ce și cum. Aici avem doar un răsad porodici de apuseni, tot așa. Astea sunt semințe de la Banca Suceava. Nu sunt extrem de încântată de acest soi și v-am mai spus de ce, pentru că este foarte mic și cam acrișor. Dar am zis să nu pierd sămânța, e bun la munte undeva și să am acolo pentru banca proprie, dacă le-am primit, să le am ca și soiuri diversificate, ca să zic așa, pentru că mă interesează să am cât mai multe soiuri în propria cămară, propria gospodărie. Iar aici avem patru fire, 1, 2, 3, 4. Și am notat, ar trebui să fie aici. Da, mi-a rămas. Dacă scriem cu creionul, să știți că rămâne. Dacă scriem cu markerul, nicio șansă. Numărul 30, rotem M. Rotem M, nu știu de la ce vine. Sunt semințe primite de la abonatul nostru și mi-a zis așa că sunt foarte micuțe, niște cherry micuțe, și ca și test să vedem cum anume se dezvoltă. Într-adevăr, sunt micuțe. Rămâne să le gustăm când, dacă se vor dezvolta aici corespunzător. Bineînțeles, le-am dat și lor cenușă, pentru că au în faza asta de fructificare, de creștere, coacere, au nevoie de potasiu și am aruncat și aici cu pota, cu cenușă. Nu o să le mai copilesc, le las sub formă de tufă. Nu le mai copilesc, ci dacă ele sunt deja micuțe, dacă le mai și copilesc, nu știu ce roade voi avea, mai bine să le las să crească în formă de tufe și să vedem cum sunt la gust. Dacă sunt bune, le mai pun, dacă nu, nu. Că aceasta este și ideea studiului să, diverselor semințe. Să vedem ce e bun și ce e bun oprim, ce nu, nu mai cultivăm. Aici avem, am pus niște ridichi în zona asta așa. Mai mult tot la fel, pentru a-mi recolta semințe, multe semințe, pentru că mă interesează pentru a obține vlăstare. Am mai spus de ce și cum. Astea replantate, le-am scos din grădină și le-am pus în zona asta.
este țelină în ideea de a obține semințe, căci e zona destinată mai mult semințelor.